Continuăm în seria aceasta din cele 10 porunci și citim doar un verset și acesta foarte scurt. Exodul capitolul 20, versetul 15. Am ajuns la porunca a 8-a și cuvântul Domnului vorbește așa. Porunca a 8-a este să nu furi. Și Domnul să ne lumineze, să înțelegem cuvântul și să-l împlinim. Haideți să cerem binecuvântare peste cuvânt, peste întreaga adunare și rog pe fratele Băgăreanu să ne conducă în rugăciunea aceasta de pregătire pentru cuvânt. Amin. Cerul și pământul va trece, dar cuvintele sale nu vor trece, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, de cuvântul din ziua de astăzi. Îți mulțumim, Doamne, pentru că acest cuvânt, Doamne, trebuie, Doamne, să plângeți fiecare om, Doamne. Este porunca ta, Doamne. De aceea dă putere Domnului, Doamne, să vestească cuvântul tău, Doamne. Noi să punem în inima noastră, în mintea noastră, Doamne. Doamne, să fim lumină în lumea aceasta, în întâlnire cu lumii acesteia, Doamne. De aceea te rog să ne umpli cu Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Legile și poruncile Tale, Tu, Doamne, vrei să le scrii prin Duhul Sfânt, Doamne, în inima și viața noastră. Îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru dragostea Ta, pentru iubirea Ta. Te rog să binecuvinteze întreaga adunare, pe prieteni, Doamne, pe musafiri, Doamne, pe toți care suntem aici, Doamne. Vrem să auzim cuvântul Tău. De aceea dă-ne o minte, Doamne, deschisă, o inimă deschisă, Doamne, și voia Ta să se facă inima și viața noastră. Amin. Îți mulțumim pentru toate. În mâna Ta ne încredințăm. A Ta să fie gloria, slava și mărirea, până în veci. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. Atunci când Dumnezeu a scos poporul din Egipt și i-a pregătit să intre în țara pe care le-a făgăduit-o, mai înainte ca să ajungă în țara aceea, Dumnezeu se oprește poporul la Sinai și îi ține acolo mai multă vreme. Și acolo Domnul le dă poruncile sale care să fie baza felului lor de trăire în țara nouă în care Domnul i-a condus. Și am văzut deja poruncile care, în primul rând, se referă la persoana lui Dumnezeu. Pentru că toate poruncile sunt bazate în cine este cel care i-a scos din robie, care încheie legământ cu ei și care acum îi învață cum să trăiască. Și în dimineața aceasta aș vrea să ne oprim puțin la porunca aceasta a 8-a, porunca să nu furi. Foarte simplu și totuși te uiți în jur și îți dai seama, o poruncă atât de simplă și totuși nu e împlinită. Am mers odată cu un frate, eram tânăr la Cluj și am mers în misiune la Sâncraiul Almașului. Sâncraiul Almașului este la vreo 40 de kilometri de Cluj și când am mers acolo, am ajuns sâmbătă după amiază spre seară și am ajuns la casa unde trebuia să rămânem și când ajungem acolo, îmi spune el, nu-s acasă, frații. Dar de unde știi? Păi era mătura pusă la ușă așa de-a curmezișul. Zice, dar putem intra, că ușa e deschisă, nu-i nicio problemă. Și am intrat și ne-am simțit ca așa acasă. N-a fost nicio problemă. O lume simplă, o lume în care era suficient să pui mătura la ușă și n-aveai sistem de alarmă, n-aveai poliție, n-aveai atâtea alte lucruri. Am fost în New York în urmă cu vreo 20 de ani și am ajuns duminica dimineața la biserică, biserica din Queens, am parcat mașina în fața bisericii. Și la amiaz, fratele păstor ne-a invitat să stăm la masă la dânși, avea un apartament chiar în clădirea în care era biserica. Am rămas la masă și după
vreo două ore mă uit pe geam și mă uit la mașină și ceva nu e în regulă cu mașina. Când mă uit mai bine, mi-au furat capacele de la roți. Duminica, ziua în amiaza mare, din fața bisericii. Am văzut mașini la care a pus proprietarul acolo, the car is unlocked, mașina nu e încuiată. Că a zis el, dacă fură, dacă vor să ia ceva, măcar să nu spargă geamul. Pentru că firea omenească căzută îl face pe om și îl atrage pe om să facă răul. Mie mi-au furat capacele de la roțile de la mașină, probabil că le-au vândut cu nu mai mult de $10 bucata. Ca să le înlocuiesc, mă costa aproape $80 bucata. De ce? De ce facem lucrurile astea? De ce este firea omenească înclinată să facă rău de felul acesta? Situația nu-i nouă. Cuvântul pe care Domnul îl vorbește poporului Israel și pe care îl găsim scris aici în Exodul 20, este un cuvânt rostit acum 3500 de ani. Acum 3500 de ani, oamenii furau. Și Domnul trebuie să poruncească, pentru că este ceva ce să oprească răul din firea omenească, și Domnul poruncește și spune să nu furi. Dacă vă uitați în Exodul 22, vedeți acolo câteva cazuri, ce să faci dacă este furat un lucru sau altul. Dacă fură cineva un bou și îl taie și vinde carnea și-i prins, spune să dea înapoi 5 boi pentru boul furat. Dacă fură o oaie și o taie și vinde carnea, să dea înapoi 4 oi pentru oaia furată. Dacă cineva fură un bou sau un măgar sau o oaie și este prins și n-a apucat să o taie și să o vândă la alții, dacă este viu animalul, spune să dea înapoi îndoit. Adică să întoarcă înapoi animalul și încă unul pe lângă el. Era o problemă atunci. A fost o problemă pe vremea Domnului Iisus. Apostolul Pavel scrie efesenilor și le spune cine fura să nu mai fure. De ce spune asta? Pentru că evident în biserică erau unii care în trecut s-au îndeletnicit cu furatul. Și spune, cine fura, să nu mai fure. O problemă care era și atunci. De ce? Un cuvânt din Proverbe, în capitolul 9, versetul 17, spune, apele furate sunt dulci. Apele furate sunt dulci. Nu înseamnă că apa furată este Pepsi. Chiar și apa obișnuită, dacă o fură, zice, e mai bună. De ce? Este mirajul acesta al păcatului, că dacă faci ceva ce este oprit de Dumnezeu, este mai bun. Și că furând și luând ce nu este al tău, de fapt, o să beneficiezi și o să-ți fie mai bine și lucrurile o să fie mai bune pentru tine. Este natura omenească păcătoasă. Și nici unul dintre cei care suntem aici nu suntem imuni sau nu suntem scăpați să nu mai putem să facem lucrul acesta. Într-un fel sau altul, și vom vedea imediat. Statele Unite este o țară bogată, foarte bogată. În Statele Unite, în 1990, erau 1.938.000 de oameni în închisoare. Aproape 2 milioane de oameni în închisoare. Și n-au fost acolo pentru că s-au rugat prea lung la biserică. Au fost pentru că au furat, pentru că au umblat cu droguri, pentru tot felul de alte lucruri. Nu sărăcia îl împinge pe om neapărat la furt. M-am uitat la niște statistici în Statele Unite. În 1925, au fost oamenii mai săraci în 1925 decât acum? Au fost. În 1925, rata de încarcerare sau
procentajul de populație aflată în închisoare era de 0,12%. În 1990 au fost oamenii mai înstăriți. Era după perioada asta de boom economic din anii 80. În 1990, 0,44%. De 3 ori și jumătate mai mulți în închisori. 2013, mai civilizați, mai cu computere, 0,71%. De 6 ori mai mult decât în 1925. De ce? Pentru că firea omenească este păcătoasă, pentru că inima omului este deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare. Și asta îi face pe oameni să ia ce nu ia lor. Îi face pe oameni să fure, să încalce porunca lui Dumnezeu. De ce este rău să furi? În primul rând, este rău pentru că este o violare a principiului proprietății pe care l-a dat Dumnezeu. Dumnezeu i-a creat pe oameni și i-a așezat într-o grădină specială pentru ei și le-a spus: lucrați, lucrați pământul și bucurați-vă de roadele pământului. Vă uitați și vedeți, imediat după aceea intră păcatul în lume. Noi nu suntem stăpâni peste lucrurile care le avem, noi suntem administratori. Ne sunt încredințate pentru o vreme ca să fim administratori ai lor și nu stăpâni ai lor. Furtul este o sfidare a legii lui Dumnezeu și furtul distruge mărturia noastră în lume. Ieremia vorbește poporului din vremea sa, care avea o încredere nelimitată în puterea magică a templului de a-i salva. Deschideți, vă rog, Ieremia, capitolul 7. Ieremia, capitolul 7. Începuseră, deci, Israelul a fost dus în robie. Erau amenințați să fie cuceriți de babilonieni. Dar ei ziceau: în Ierusalim este templul Domnului, ne închinăm la templu și prin urmare nu se poate întâmpla nimic rău cu noi. Și Ieremia îi mustră și spune așa, versetul 8 și versetul 9 și versetul 10. Iată că voi vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare care nu slujesc la nimic. Cum? Furați? Ucideți, prea curviți, jurați strâmb, aduceți tămâie lui Baal, mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta peste care este chemat numele meu și ziceți: suntem izbăviți, ca iarăși să faceți toate aceste urăciuni. O religie rituală, o religie în care oamenii se încredeau că dacă ei îndeplinesc un ritual, Dumnezeu îi va ocroti și nu are importanță ce fac ei în viața lor. Spune: furați, ucideți, prea curviți, mergeți după Dumnezei străini și după aceea ziceți: totul e ok, Domnul să ne izbăvească pentru că aici este templul lui. O mărturie rea pentru generația lor. Lucrurile nu s-au schimbat mult. Apostolul Pavel vorbește fraților din Roma și în biserica din Roma erau unii creștini care erau iudei și alții care erau dintre neamuri. Și el spune și mustră pe iudei și spune așa, Roman capitolul 2, versetul 21. Tu deci care înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți? Tu care propovăduiești să nu furi? Furi. Tu care zici să nu prea curvești? Prea curvești. Tu căruia ți-e scârbă de idole, jefuiești templele. Tu care te fălești cu legea, ne cinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi. Și fiți atenți, vă rog, mustrarea pe care o face aici poporului. Spune: din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Când un pocăit fură, fură și colegul lui. Dar el zice: tu ești pocăit, tu n-ar trebui să furi. Nici el n-ar trebui să fure. Dar mărturia ta și mărturia mea poate să fie o mărturie care să ne cinstească
numele lui Dumnezeu. Cuvântul spune să nu furi și Dumnezeu ne îndeamnă să trăim respectând lucrul acesta. Furtul este rău pentru că dăunează aproapelui nostru. Furtul nu este o infracțiune care să fie fără repercursiuni. De exemplu, în fiecare an în Statele Unite se fură din magazine mărfuri în valoare de 42 de miliarde de dolari. O grămadă de bani. 42 de miliarde de dolari. Ce se întâmplă? Că magazinele nu pot să scoată 42 de miliarde să-i dea la hoți. Ce se întâmplă? Trebuie să mărești prețurile la toate produsele ca să recuperezi banii aceia care se pierd. Și toată lumea plătește pentru ceea ce hoțul fură. La locul de muncă este furt. Și începând de la agrafe de hârtie și pixuri până la delapidare serioasă. Se estimează că undeva între 20 și 40 de miliarde de dolari pe an sunt furați de la locul de muncă. La fiecare 44 de secunde este furat o mașină. Companiile de asigurare trebuie să plătească mașinile furate, dar cine plătește mașinile furate? Nu compania de asigurare, ci plătesc eu și plătesc dumneavoastră. Compania de asigurare nu tipărește bani. Noi plătim. Furtul dăunează aproapelui meu. Acum, noi suntem pocăiți și noi nu suntem din aia care să bage mâna în buzunarul altcuiva și să fure. Dar vreau să ne uităm la câteva forme mai subtile de furt, de care ne putem face și noi vinovați. Să avem grijă să nu încălcăm cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta. În primul rând, evaziune fiscală. Poate ziceți, n-am business așa de mare să pot face evaziune fiscală. Probabil că nu. Dar una dintre obligațiile pe care le am ca și cetățean în țara asta este să plătesc impozit, taxe. Vă place să plătiți taxe? Probabil că nu, nici mie nu-mi place. Dar îmi place să folosesc drumurile, îmi place să fiu ocrotit, să știu că este o armată care ne păzește și nu vin peste noi alții și așa mai departe. Deci beneficiez de taxele pe care le plătesc, într-un fel sau altul. Dar ce se întâmplă dacă nu plătești taxe? Lucrezi pe cash. Și nu plătești taxe. Lasă că destul ia statul. Dacă nu plătesc taxe pe venitul meu, care este în cash, într-un fel am furat de la stat. Am furat de la ceilalți, că nu fur de la stat, că statul nu are bani, statul are numai datorii. Dar ceilalți care plătesc impozite trebuie să plătească mai mult pentru că eu nu plătesc partea mea. Asistență socială primită pe nedrept. Cei mai mulți am venit în țara asta săraci. Când am venit în America, am întrebat-o pe Mariana ce să-mi aduc. Păi ea zice, adă-ți costumele. Zic, să le aduc pe amândouă? Cam asta era garderoba. Da? Am venit săraci. Este un sistem de asistență socială menit să ajute pe aceia care sunt în nevoie. Și cei care au venit ca și emigranți pot să primească un ajutor social pentru o perioadă cât sunt în perioada de ajustare. Odată ce ai găsit de lucru, începi să lucrezi, atunci trebuie să nu mai iei banii ăștia, să lași să fie ajutați alții care sunt incapabili de muncă și care
nu pot să se întrețină singuri. Serviciul de asistență socială este menit să fie o plasă de siguranță, nu o sursă ilicită de venit pentru mine. Dacă sunt în stare de muncă și iau asistență socială, nu-i drept, este furt. Sunt locuințe unde chiria este subvenționată de guvern. Pentru cei care nu au, sunt vârstnici, sunt incapabili de muncă și așa mai departe. E ok, este un mod de a ajuta pe cei care sunt incapabili să se ajute singuri. Dar, dacă am posibilitatea să lucrez, dacă câștig bani și locuiesc într-o locuință subvenționată de stat, fur. Vedeți când spune cuvântul să nu furi, nu trebuie să ne gândim numai că ai băgat mâna în buzunarul altcuiva, că sunt forme mai subtile de a lua și a beneficia de la alții. Este ajutor legitim și nu spun, nu vorbesc împotriva ajutorului legitim, dar vorbesc împotriva a ceea ce este abuz, a ceea ce este să iei ceea ce nu este al tău. Noi mergeam în România și ziceam, de la stat nu-i păcat să furi, că statul fură mai mult de la tine. Și era o justificare. Nu se poate și nu ne putem justifica. Atunci când înțelegem lucrul acesta, trebuie să trăim în conformitate. Există alte forme de furt. Furt academic. Au început școlile. Așa. Și ai fost plecat în weekend, n-ai avut timp să-ți faci temele. Și atunci ai zis cuiva, dă repede, copiez de la tine și am rezolvat. Să copiezi de la cineva este furt academic. Este necinstit. Iarăși să vă redau o experiență personală. Eram în anul întâi de facultate în România și am avut un curs de matematici speciale. Destul de greu subiectul și profesorul era un domn conferențiar cam surd. Și când ne-a dat examenul, era examen scris. Ne-a scris subiectele pe tablă, după aceea a luat ziarul, s-a așezat pe un scaun și stătea cu ziarul în față. Pentru că noi știam că n-aude, vorbeam unii cu alții, circulau hârtiile de la unii la alții, de parcă nici n-ar fi fost acolo. L-am furat. Am venit la școală în Statele Unite. Am avut un curs de chimia compușilor naturali. Cei care au făcut chimie, compușii naturali sunt foarte complexi. Tare greu cursul. Și profesorul era un profesor pretențios. Și vine examenul. La examen, eram vreo 20-25 în sală, ne dă subiectele și pleacă din sală. S-a întors peste 3 ore. În 3 ore, nimeni n-a vorbit cu vecinul, nimeni n-a deschis un caiet sau o carte. În sistemul comunist am crezut că ești deștept dacă înșeli sistemul. Aici oamenii au fost educați să copiezi, e furt. Deci nu copiezi. Am avut studenți în timp ce eram la universitate și le-am dat examene care să le completeze acasă. Le dădeam examenul și am spus, aduceți examenul peste o săptămână, lucrați, puteți să folosiți orice carte, puteți să mergeți la bibliotecă să vă uitați în orice carte vreți. O singură condiție am,
să nu copiați unul de la celălalt. Pentru că dacă copiați unul de la celălalt, vă prind. Și pentru că nu știu cine de la cine copiază, ca să fiu drept, iau punctajul și îl împart în două. Și la fiecare vă dau jumătate. Am avut odată un băiat și o fată. Fata era mai isteață, băiatul așa, mai șchiopăta. Le-am dat examenul, peste o săptămână aduc examenele, când mă uit, văd copiat. Chem și le spun, adică am făcut socoteala cât era nota și în loc să aibă, ce știu, 70 de puncte, a împărțit 70 de puncte în două, i-a dat la fiecare 35 de puncte, cu asta cade la examen. Și-au venit supărați, mai ales fata. Că de ce ați făcut asta? Păi zic, eu v-am spus, dacă copiați, asta e regula. Păi zice, el a copiat de la mine. Eu nu știu care de la care a copiat, eu văd că este aceeași lucrare la amândoi. Zic, dacă nu-ți place, te poți duce la decan. Dacă se ducea la decan, era exmatriculată. Așa că nu s-a dus la decan, a învățat pentru testul următor și n-a mai dat hârtia să copieze altcineva. Furt academic se poate întâmpla în clasa 5-a, în clasa 12-a, se poate întâmpla la facultate, se poate întâmpla cu teze de doctorat, cu teze de licență și nu e nevoie să elaborez mai mult punctul acesta. Da? Noi care cunoaștem și situațiile din România și din alte părți, știm despre plagiat, despre furtul acesta academic. Asta e pentru elevi și studenți. Furt de proprietate intelectuală. Aproape toți avem computere, așa-i? Toți aveți computere pe acasă. Aveți programe piratate? De ce să plătești 400 la Microsoft când de pe site-ul nu știu ce, .ru poți să le iei gratis și face exact aceeași treabă? Nu este oare furt să folosesc ceea ce am obținut ilicit? Proprietate intelectuală furată. În negocierile care au fost cu China și cu alte țări din Asia, una dintre problemele mari pentru Statele Unite a fost tocmai în domeniul acesta al proprietății intelectuale. Pentru că sunt piratate, sunt copiate nu numai programe de computer, ci sunt piratate filme și așa mai departe, CD-uri și tot ce vrei. Este un furt să folosesc ceea ce am obținut ilicit. În lecția de școală duminicală de astăzi a mai fost vorba despre un furt. Care era furtul acela? Domnul zice poporului său, de ce mă jefuiți? Și zic, dar cu ce te jefuim noi? Cu ce? Cu darurile și cu zeciuielile. Tot Maleahi spune, când e vorba să aduceți Domnului o jertfă, aduceți acolo, te uiți, vezi care este o oaie șchioapă în turmă și o duci pe aia. Zice, ia du-o dregătorului să vezi, te va primi bine pentru ea. Zeciuiala nu este o obligație, e un gest de recunoștință. Dacă am putere de muncă, de unde vine puterea asta? De la Domnul vine. Dacă am sănătate, dacă am inteligență, dacă am creativitate, dacă am mâini pricepute, o minte pricepută, sunt de la Domnul, un dar de la El. Și să aduc zeciuiala este doar să spun, Doamne, mulțumesc pentru că m-ai binecuvântat. Și Domnul spune, este o rânduială pe care a stabilit-o pentru ca să fie îngrijit templul și să fie îngrijiți preoții și așa mai departe. Și spune cuvântul
Câtă vreme opriți darurile și zeciuielile, mă jefuiți. Eram student în România când am deprins obiceiul acesta al zeciuielii. Aveam bursă și atunci am zis, din bursa mea, să încep să contribui. Și Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Nu suntem bogați, nu suntem nici săraci. Mulțumim că avem mai mult decât ne trebuie. Dar dacă îl cinstești pe Domnul cu averile tale, cu cele din tâi roade din tot venitul tău, dacă recunoști că de la El primești și nu faci decât să îi dăruiești înapoi parte din ceea ce El ți-a dat, El se îngrijește mașina ta, care e Ford, să meargă mai mult decât un Alfa Romeo, să te ține mai bine, să aibă mileage mai bun. Îți dă sănătate încât să nu dai banii la doctori, ci să-i dai pe mâncare și să-i dai Domnului. Când îl cinstești pe Domnul, Domnul se îngrijește. Atunci când îl furi pe Domnul, Domnul mai zice din când în când, vrei să ții pentru tine? Ține. Dar ia stai 2 săptămâni în pat, să vezi ce bine îți prinde. De ce mă jefuiți, spune Domnul? Cu ce te jefuim? Cu darurile și cu zeciuielile. Pentru că opriți ceea ce Domnul a spus este al meu. Am citit despre un băiețel care s-a dus la pescuit și auzise el lecția despre zeciuială și a prins primul pește care l-a prins, l-a adus la misionarul care l-a învățat lecția despre zeciuială. Și misionarul îl întreabă, el i-a spus, asta e zeciuiala. Zice, dar unde sunt ceilalți 9? Ăia sunt în râu, încă nu i-am prins. Dar a avut credința că Dumnezeu care i-a dăruit unul va purta grijă și de ceilalți 9. Știu că nu-i ușor când ai venit emigrant în America și câștigi $200 pe săptămână. Și trebuie să plătești și chirie, și trebuie să plătești și benzină, și trebuie să le plătești pe toate. Ți se pare mult $20 să-i pui deoparte și să zici, îi dau Domnului ăștia. Știu. Dar dacă mă încred în Domnul, El mă va ajuta ceilalți $180 să se întindă și să acopere mai mult decât ar acoperi 200. Spune cuvântul lui Dumnezeu să nu furi. Indiferent de forma flagrantă sau forma mai subtilă pe care o putem folosi. Soluția pe care ne dă cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, în capitolul 4, spune cuvântul lui Dumnezeu așa, cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă ce să dea celui lipsit. Ai încetat să fii hoț nu când nu furi, ci atunci când lucrezi și te uiți la nevoile altuia ca să-l ajuți pe altul. Și asta spune Apostolul Pavel aici. Erau unii dintre ei în biserica din Efes care înainte s-au îndeletnicit cu furatul. Dar spune, nu mai furați. Dar mai mult, lucrați cu mâinile voastre ca să puteți da aceluia care este lipsit. Uitați-vă la exemplul lui Zacheu. Zacheu era mai marele vameșilor. Și ca să ajungi mai marele vameșilor, trebuia să știi să te învârți. Trebuia să știi să iei mai mult decât îți permitea legea. Și când Zacheu se întâlnește cu Domnul Iisus, ce spune el?
Dacă am nedreptățit pe cineva, îi dau înapoi împătrit. De ce împătrit? Spune legea, dacă fură cineva o oaie, să dea înapoi patru. Și Zacheu zice, ce-am luat nedrept de la alții este furt. Și dau înapoi împătrit. Trebuie să fie restituire. Nu-i suficient să te oprești să furi, ci trebuie să restitui. Când ne examinăm viața prin prisma standardului lui Dumnezeu, ne vedem toți păcătoși. N-am băgat mâna și n-am furat portofelul nimănui. Dar am copiat și eu niște CD-uri. Și n-am plătit la cel care le-a făcut. Putem să ne uităm la lege și legea ne condamnă. Hai să ne uităm la harul lui Dumnezeu. Domnul ne-a cunoscut pe toți așa cum eram. Dar s-a apropiat în har de noi și a spus, iert păcatul, du-te și nu mai păcătui. Sunt gata să iert, dar vină cu pocăință. Un tânăr păstor din nord-vestul Statelor Unite era într-o biserică de orășel mai mic, un orășel în care majoritatea membrilor bisericii erau țapinari. Nu știți ce să ia. Țapinari erau cei care tăiau lemne la pădure și le trimiteau pe râu în jos să vină la fabrica de cherestea, unde să taie și să facă din ei. Și erau câteva fabrici acolo. Și ei când tăiau lemnul la pădure, tăia lemnul, și pe capătul bușteanului făceau un semn. Unii făceau un X, alții puneau o cruce, fiecare echipă avea semnul ei. Și cei care erau acolo jos la fabricile de cherestea, vedeau semnul de pe lemn și știau, ăsta trebuie să meargă acolo, ăsta trebuie să meargă dincolo. Simplu. Și cum stătea păstorul și se uitau într-o zi, a văzut că venind lemnele în jos pe râu, cineva le-a tras deoparte. Și-a tras lemnul deoparte și lemnul avea pe el un X. Și el a tăiat capătul cu X și în schimb a pus o cruce acolo să meargă la fabrica lui de cherestea. Și când s-a uitat mai bine, a văzut că era de-a lui din biserică. Se duce duminică la biserică și predică. Și spune, titlul predicii este să nu poftești proprietatea aproape lui tău. După ce a terminat predica, toți l-au felicitat, ce predică bună, toți au fost încântați. Și-a dat seama că oamenii n-au prea înțeles. Așa că duminica, săptămâna viitoare, s-a dus, a văzut că se întâmplă același lucru. Și atunci a ținut altă predică și a zis să nu furi. Iarăși, când a terminat predica, l-au felicitat, i-au mulțumit de predică și așa mai departe. S-a dus și cum stătea și văzut iarăși în timpul săptămânii că tot la fel făceau. Și în predica următoare a spus să nu tai capetele marcate ale bușteanului altcuiva. Și l-au dat afară. Întotdeauna este mai ușor pentru mine să aplic predica dumneavoastră și nu mie. Și fiecăruia îi este mai ușor să aplice predica la altcineva decât să-și aplice lui însuși. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Oamenii nu aprind lumina ca să o pună în obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, pentru ca ei, văzând faptele voastre bune, să-L slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Ne-a așezat Dumnezeu, dragii mei, în lume să fim o mărturie. Prin integritate,
prin faptul că nu furăm în toate felurile astea pe care le-am menționat și altele pe care nu le-am menționat, dar la care vă puteți gândi dumneavoastră. Purtarea mea este o mărturie care îl onorează sau îl dezonorează pe Dumnezeu. Haideți astăzi, stând înaintea cuvântului Dumnezeu, să spunem: Doamne, iartă-mă pentru situațiile în care am încălcat cuvântul Tău, pentru situațiile în care am furat, am înșelat, am făcut ce nu trebuia să fac, iartă-mă. Doamne, dă-mi puterea să trăiesc curat, să am o mărturie neștirbită pentru aproapele meu, pentru frații mei, pentru ca cei care sunt lângă mine, văzând viața mea, să nu mă vadă pe mine, ci să te vadă pe tine. Ajută-ne, Doamne, să trăim vieți care să fie o lumină, care să-i conducă pe oameni la Hristos. De asta este nevoie. Teoria ca teoria, practica. Și Domnul ne spune: trăiți, trăiți, împliniți cuvântul. Și binecuvântarea Lui vine peste cei care împlinesc cuvântul Lui. Haideți, dragii mei, să ne dedicăm să trăim pentru Domnul, să-i dăm cinste în tot ce facem în fiecare zi. Amin.